Primarului Comunei Cleja, județul Bacău, sunteți convocați pentru ziua de vineri 29.11, ora 9.30, în ședință ordinară, la sala de ședință a Primăriei Comunei Cleja, județul Bacău, strada Unirii, numărul 214, cu următoarea ordine de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Cleja, județul Bacău, din data de 31 octombrie 2019. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunului Cleja pe o perioadă de cel mult 3 luni de zile, începând cu prima ședință din luna noiembrie 2019. Proiect de hotărâre privind revizuirea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunului Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției numărul 228 din anexa hotărârii Consiliului Local numărul 22 din 27.04.2018 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Cleja, județul Bacău, a unor bunuri, având categoria de folosință drumuri și terenuri neproductive, situații în intravilan și extravilan. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Cleja pentru trimestrul 3-2019, la 8 diverse, și mai avem suplimentarea. Aprobarea suplimentării ordinii de zi din dispoziția numărul 240 din 22.11.2019 următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reparații curente propuse a fi executate la Școala Generală numărul 1 Cleja, județul Bacău. Cine este pentru ordinea de zi și suplimentarea totodată? Bun, trecem la primul proiect. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Cleja, județul Bacău, din data de 31 octombrie 2019. Cine este pentru sau dacă aveți comentarii? Să se treacă acolo ce-o specificat domnul Joca cu banii. Este pentru procesul verbal. Treceți că nu s-a trecut suma de... Nu s-a dat bani, s-a trecut suma. Nu s-a primit bani, nu a fost trecut de procesul verbal. Să trecem în procesul verbal de acum. Deci nu se pune acea emblemă la care s-a discutat până... Nu a fost la discuție, doar discuții. Credeți în procesul verbal, că s-a făcut vorbire despre aceasta. Hai, mă, se face proiectul și nu vă tunci.
Dar la proiect nu se poate ajunge până ce nu avem toate hârtiile în spate. Sigur. Noi vom face proiectul de hotărâre când avem... Înseamnă că pentru ședința viitoare o să trece și treaba asta. Sunt 60 de zile în care așteptăm acel aviz de la Comisia de Atribuire de Denumiri. Acel aviz poate să vină mai devreme sau să nu vină deloc. În baza acelui aviz se trece la proiectul de hotărâre și hotărârea în sine. Deci deocamdată nu există niciun caz proiect de hotărâre. Da. Neavând proiect de hotărâre, noi deocamdată nu facem nimic. Vom trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Cleja pe o perioadă de cel mult 3 luni de zile, începând cu prima ședință din luna noiembrie. Cine este pentru subsemnat, după la discuție? Poate ieși și eu, că sunt de acord, n-am un cuvânt. 14 pentru, din tot prezent, da? Trecem la punctul 3, proiect de hotărâre privind revizuirea regulamentului de organizare și funcționare al Comunei Cleja, județul Bacău. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, vă dau cuvântul. Sunt discuții pe Trecem la punctul 4, proiect de hotărâre privind modificarea poziției numărul 228 din anexa hotărârii Consiliului Local numărul 22 din 27.04.2018 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Cleja, județul Bacău, a unor bunuri având categoria de folosință drumuri și terenuri neproductive, situații în intravilan și extravilan. Dacă îmi dați voie, eu vă spun despre ce este vorba, domnul secretar. Este vorba de acel drum colector care este pe lângă E85 pe partea de altă, pe domnul Gherfin. Faptul că o parte aparține de strada principală, una de la Mărășești, a fost trecută în inventar ca și teren neproductiv, dacă nu ați mai văzut. Și trebuie rectificată să fie un inventar ca și drum colector, pentru că se va intabula și la intabulare se apare drum colector, așa cum este el, și un teren neproductiv. Chiar dacă, așa ca și categorie de folosință și drumurile sunt tot terenul neproductiv. Bine, dacă nu aveți probleme cu oamenii care au până în șosea? Drumul este. Unde sunt deja intabulări făcute și sunt probleme de rectificat documentații cadastrale, doar patru cetățenii nu mai lasă, spune, că să n-aveți probleme. Și în comun, dacă are pe tipul de proprietate, el plătește impozit. Da, da, așa este, vedeți, sunt probleme, sunt și între proprietățile cetățenilor unde sunt suprapune și sunt tot felul de situații care trebuie rezolvate. Dar astea se fac doar de comun acord. Alte întrebări? Cine este pentru? Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Cleja pentru trimestrul 3-2019. Aici am să rog pe doamna David să ne explice. Deci, la cheltuie alimentare din partea de salarii și utilități, așa, am mai avut în trimestrul 3, am achiziționat intrările din comună, care au fost investiții și am avut aprobare în lista de investiții. S-au cumpărat băncile, stâlpi și ce-o mai fost pavajul pentru parcul de aici, s-a organizat ziua comunii, s-au plătit la poduri bani care n-au fost din bugetul local, au venit finanțările de la Medera. Ca și cheltuială mai mare, ce să vă mai spun, deci la dispensare iarăși am plătit 304.518, din care am plătit 160.000 bani care aveam alocat de la bugetul local.
Am mai achiziționat niște coșuri, care s-au pus coșuri stradale. Nu știu, așa. Mai întrebați-mă dumneavoastră. Deci astea sunt ca și cheltuieli. De acum mai sunt întrebări și doriți să întrebați ceva pentru ei. La suplimentare ce ați prevăzut pentru vine iarna să fie... Deci, eu trimesc cu patru. Deci, acum, în octombrie, am achiziționat, avem antideratant, vorbim de situația până la 30 septembrie 2019. Acum, la zi, avem antiderapantul adus, am adus patru mașini, deci suntem pregătiți cât de cât. Cât o fi și cu poate proprie și da, sau poate nu o să mai fi revizii la mașini. Suntem pregătiți într-un fel, zic eu, că nu... Da. Da. Păi să vedem în momentul în care ajungem acolo, că domnul Dobășu o să înceapă să sune. Doamna Mice, sunt probleme la Zămușca. Dacă nu mai sunt discuții, cine este pentru? 15 pentru abține și... Contra lui nimeni. Trecem la suplimentare. Punctul 1 se zice. Aici, proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reparații curente propuse a fi executate la Școala Generală numărul 1 Cluj, județul Bacău. Aici discuții, dacă nu mai sunt. Tot așa, doamna Mihaela nu poate explica despre ce este vorba. În buget am avut bani alocați. Au fost 200 de mii, din care acum în trimestrul ăsta, dar nu-i discuția pentru trimestrul 3, am pus și niște geamuri de termobani. Am înțeles că cei de la școală sunt foarte mulțumiți acum când au pus și au schimbat ușile și geamurile. Și acoperișul este de viziu care, deci au fost trei oferte, noi am luat trei cel mai scump. Acele geamuri au fost, să știți că la toate trei școlile au fost făcute acele reparații. Au fost geamuri care au fost efectiv între frigul, nu se putea face ora și atunci, pe baza referatului domnului director, s-a făcut achiziția. Ce se face, bine, e rău că nu face. Ați luat cumva în discuție și ce am vorbit acolo la școală, la Vare, cu partarea aia, nu? Da, s-a discutat. S-au vorbit cu domnul primar, o să găsim o soluție și acolo să facem cât mai soluția era. Soluția să dăm drumul, să facem cât mai curând, să dăm drumul cât mai curând, să facem. Da. Când vezi și cine vremea vine cu noi, și la școala numărul 2 încă o chestie mai trebuie, o lumină. Ceva, o lumină acolo chiar la poarta școlii, este întuneric total, deci nu se vede. Este un singur gen care este la magazinul. Referitor la lumină, dar nu ajunge până acolo. Referitor la lumină, s-au achiziționat acolo, astăzi vin corpurile și dacă le ajutăm să trebuie și vremea, o să începem să facem lucrări. Și o să vă ținem cont și de... Da, deci acolo cu valanjari, că seara copiii eu îi văd, că mai merg cu corpopiții, așa, e întuneric că nici nu-i vezi. Bun, haideți asta le discutăm la supliment la diverse. Cine este pentru acest proiect? Thank you.